Primarul Felix Borcean a semnat recent la Ministerul Dezvoltării contractul de finanțare pentru proiectul Modernizare străzi în municipiul Caransebeș. Este vorba despre al doilea contract Angel Salini, care va cuprinde asfaltarea străzilor Teiușului, Vârful Pietrei, Valea Cenchi, Râul Alb, Brătianu, Zăganului, Pipirigul Mare, Țarinei și Tudor Vladimirescu, precum și reabilitarea trotuarelor aferente acestor străzi. Proiectul are o valoare de circa 13 milioane de lei. De asemenea, reamintim că au fost finalizate printr-un proiect finanțat pe fonduri guvernamentale și lucrările la trotuarul de pe strada Traian din Caransebeș. Astfel că în timp ce unele șantiere de lucru s-au închis, altele așteaptă să fie finalizate.